Și nu într-un loc banal. Vino cu noi la nivelul 2. Hai cu noi dincolo. Bună ziua, dragii mei, bună ziua! Bună ziua, am ieșit la plimbare. O vreme un plic ploioasă, da? Cu umbrela. Da, citeam acum comentariile. Comentariile la acest articol foarte, foarte interesant, foarte util, spun eu. Foarte util, foarte minunat, foarte, foarte deosebit. Da, dragii mei, recomand. Recomand să... Am să fac astăzi și lecturarea video. Recomand să citești sau să asculți lecturarea la acest articol, da? Tu vrei să fii fericit? Efectuează atunci acest exercițiu util de conștientizare, meditează și răspunde la această întrebare. Ce este cel mai important pentru tine? Cum te simți tu sau ce cred alții despre tine? Da? Deci este vorba aici de un conflict, un conflict foarte important de identificat, de înțeles și de rezolvat. Da? Și atunci obții o mare eliberare. Asta este. Îți va aduce o mare eliberare, îți va aduce o mare libertate, îți va aduce, da, lucruri necesare ție pentru a putea fi congruent cu sinele tău. Da? Să poți să te simți tu bine, da? Să-ți permiți tu ție să te simți bine, să-ți acorzi tu ție libertatea ta de a te simți bine, da? Asta este baza fericirii, da? Cum te simți tu? Fericirea este, deci, o stare de conștiință, da? Este o stare de conștiință și este necesar să înțelegi factorii condiționali de care depinde această stare, da? Deci sunt niște factori condiționali, sunt niște condiții de îndeplinit pentru a putea fi, vorba aia, tot mai fericit, da? Și libertatea, permisiunea, libertatea, o să vezi, da? Citește, ascultă acest articol să înțelegi, este esențial, spun eu, da? Aici e pe scurt, o să fie, să vezi dacă te interesează mai mult, am și ghiduri, cursuri chiar și, îmi scrie chiar și o carte despre asta. O să vezi că sunt multe aspecte care se leagă, da, aici, precum și recunoștința, și iertarea, și valorile personale, da? Deci sunt mai mult de studiat, aici e foarte pe scurt, să spunem așa, concis, da? Dacă vrei mai mult, atunci ține legătura, te invit la nivelul 2, da? Pe Patreon, nivelul 2 de conștientizare, de, da? Unde... un mediu adecvat, da, pentru dobândirea conștientizărilor necesare ție, da, pentru a fi mai împlinit, mai să te simți mai bine, da, să înțelegi cum fac lucrurile astea sens și chiar să faci anumite, da, exerciții de conștientizare și dobândești teoretic și practic, da, să ajungi practic, să le aplici în viața ta. Ok. Acum ar numai să răspund la câteva întrebări ale lui Geno. Și voi face pe după amiază lecturarea acestui articol, da. Deci Genoveva Tomescu a zis așa, referitor la să le oferi cu înțelegere, compasiune, iubire, libertatea de a fi așa cum simt ei nevoia de a fi, nu cum ai vrea să fie ei în relație cu tine. Dacă, de exemplu, persoana e agresivă, verbal, emoțional, fizic, manipulatoare sau alte chestii nebenefice, chiar dacă nu-ți propui să o schimbi, cam ce fel de relație poți avea cu ea? Deci, nu e o relație funcțională cu manifestări pe care le-ai aproba. Eu aș lăsa libertatea de a se manifesta agresiv, dar nu cu mine. Deși nu doresc nimănui relații disfuncționale. Așa cum ai spus de multe ori, între a accepta și a aproba există deosebiri, deși în limbajul curent ele par similare. Altfel spus, consider că ar fi necesar să aduci clarificări căci există comportamente pe care nu le-ar aproba nimeni într-o relație, oricare ar fi natura ei. Da. Așa, să dau și un like. Da, mersi, Genu. Da, să răspund la toate întrebările tale, așa, mai pe scurt, să spunem, da? Și mai pe larg în articole. Da, deci este vorba aici de libertatea pe care o oferi. Da, intri în conflict.
Este vorba, bun, ai o problemă cu asta, nu? Vezi? O problemă potențială. Asta ar fi, nu? Limitarea sau nu? Privind libertatea. Oferi totală libertate? Opa, stai că dacă oferi totală libertate, asta își permite nu știu ce cu mine, mă face de cacao, mă face, face ce vrea cu mine. Nu? Cam asta e ideea. Adică permiți și unor persoane care se comportă, să zicem, într-un mod agresiv, mai violent, adică care e natura lor? Ele au frustrările lor, asta e esența, da? Fiecare avem frustrările noastre și fiecare defulăm aceste frustrări unde putem, unde ni se permite, da? Cam asta este ideea. Deci ce înseamnă asta? Da, tu vei permite, să zicem, partenerului tău de cuplu, vei permite prietenului tău, vei permite mamei tale, tatălui tău, fratelui, sorei, colegilor, așa, să defuleze, da? Deci dacă tu le oferi un mediu permisiv, atunci ei vor defula, da? Dar nu neapărat, dacă păstrezi respectul, dacă citești atent, da? Trebuie să ai respect de sine și să spui nu când e cazul și să atragi atenția când e cazul, da? Deci citiți atent articolul, să ascultați cu atenție articolul, da? Ce am scris, am vorbit despre respectul de sine. Ai un respect de sine, da? În momentul în care tu nu te simți bine, adică simți că ești atacat și nu știu ce, ai două variante. Una, a mea, în care dacă ești la un nivel, vorba aia, mai superior, nu te atinge. Da? Nu te atinge, adică dacă tu ești la nivelul ăla de fericire, iubire, fericire, nu te ating chestiile astea. Plus că le înțelegi că ești empatic, empatizezi cu ei. De la acel nivel, tu ești empatic cu lumea și îți dai seama că n-are nimic personal cu tine, că omul defulează. Că au găsit un mediu permisiv la tine, un mediu vindecător, un mediu de acceptare, un mediu necesar lui ca să poată defula, să se descarce de energiile lui negative. Da? Deci tu ești ca, tu oferi acest mediu vindecător lui. Da? În marea majoritate a cazurilor nu vor fi agresivi cu tine. Da? Despre agresivitate și asta discutăm în, să vedeți, cazul pe alte, când te situezi la, și tu la un nivel inferior, da? Atunci, da, oamenii vor fi agresivi cu tine când și tu ai agresivitate. Când nu ai agresivitate, normal, oamenii nu vor fi agresivi cu tine. Da, o să discutăm și cazul lui Iisus, da, care de ce au fost oamenii agresivi cu el totuși, deși el, să zicem, era la nivelul de iubire, fericire, da? Aici ai problema, da, cum, bun, ai mai jos tabelul ăla, da? Un om aflat la nivelul 500 de iubire, fericire, influențează, contrabalansează energia, zice așa, negativă a 750.000 de oameni situați sub nivelul 200 curaj. Ideea este, dacă tu te situezi la un nivel superior, vei contrabalansa energia lui negativă, da? Îi vei permite, el cumva va înțelege intuitiv, dacă tu îi permiți să defuleze, da? Să vorbească de nu știu cine, ce-o pățit, etc. Da? Vorbesc din experiența mea personală, dacă permiți, da? Oamenii o fac, da? Și se simt mai bine după aceea, vezi că se simt mai bine. Deci îi poți chiar întărâta un pic să-și verse mai rapid furia, dacă nu vrei să aștepți toată povestea și asta, da, să ajungă acolo, îi duci, cine nu știe, vă învăț eu, vă pot învăța cum să-l duci să-și manifeste mai rapid, da, să se descarce mai rapid și după aceea, ok, hai să trecem la ale noastre, mai relaxat, da, hai să ne relaxăm, hai să, bun, ok, te-ai descărca, gata, mai dă un pumn în masă, da, da, descarcă-te, nu? Ar trebui să-și verse cumva furia, da, îi poți învăța, îi poți sfătui, da, să-și o verse chiar și fizic, să, da. Bun, sparge un pahar, sparge o farfurie și se liniștește mai rapid, da? Când o astfel, da, sunt o felul de șmecherii, să spunem așa, da? În care poți ajuta să se descarce. După aia omul e calm, total schimbat și, da? Și e ok. Da, deci e necesar să ai anumite conștientizări privind această relație. Da?
nu ataci, da? Deci sunt niște, o să vă explic, da, în alt articol, mergem mai pe larg și, da, ce să nu faci, ce să faci, ce să nu faci, da? Ca să nu-și verse furia pe tine, da? Dacă tu pui gaz pe focul lui, atunci focul, da, te va atinge. Focul va fi asupra ta, dacă tu pui gaz pe foc. Nu pui gaz pe foc, da? Doar direcționezi să el să-și facă focul, să se stingă focul mai repede și, da, să-și stingă focul, dar nu pe tine. Și sunt niște șmecherii și aici, da? Cum să faci să nu-și stingă focul pe tine? Îl direcționezi, el ăsta să-și stingă focul singur, și aprinde focul, da, arde chestiile negative și simbolic, și asta este, da? E o energie negativă acolo pe care el trebuie să o ardă. Cum spun yoginii, arzi karma negativă. Da? El își face focul și o ars energia negativă și ok, după aia își revine, da? Tu, dacă înțelegi, poți să operezi așa cu cei din jurul tău, să-i ajuți să se detensioneze, să se elibereze, să ardă ce au de ars, fără să îndrepte acest foc pe tine, da? Să-l țină în ei, asta e important, și atunci tu n-ai nimic de suferit. Să zicem că pierzi un pic de timp cu asta, da? Pierzi un pic de timp, că îi permiți, îi mai pui o întrebare, mai nu știu ce, îl ațiți, îl direcționezi un pic, da, să se verse mai bine, să se înfurie mai bine, să se libereze mai rapid, să zicem, da? Și după aceea stinge, îl ajut să, da, să stingă focul, să zicem, da, el, na, îl dă seama, bun. Va fi stins focul și îți continui, da? După aia poți să continui în relație funcțională, să spunem, da? Oricum, și asta face parte din funcționalitatea relațiilor. Deci dacă lumea ar conștientiza aceste lucruri, aceste șmecherii, atunci relațiile lor ar fi mult mai funcționale. Să permiți celuilalt să defuleze, dar să știi cum să o faci, da? Să-i permiți să fie așa cum este el, adică el simte nevoia acum de defulare. Ajută-l să defuleze. Ajută-l să-și verse acea energie negativă, acea presiune pe care o are și care nu nimeni nu-i oferă, da? Probabil nimeni nu-i oferă un mediu adecvat în care el să se elibereze de această presiune, această tensiune, această anxietate, nu? Pe care el o ține în el. Deci fiecare avem nevoie de un mediu adecvat, avem nevoie de persoane adecvate cu care să putem să facem acest lucru. Da? De aceea am și creat o comunitate și asta, da, în care să fie un mediu adecvat și în care chiar să facilitez, să permit, da, astfel și vom face exerciții. Vom face exerciții practice chiar, da? Vă învăț și singuri cum puteți face, da? În general, lumea nu știe să o facă singur. Nu înțelege cum și au nevoie de alții, au nevoie să se elibereze prin alții, deoarece vorba aia cumva s-au încărcat de această energie în relația lor cu ceilalți, prin conflicte, cum sunt acest conflict, da, de mai sus, da, între această stimă de sine și imaginea cum te simți și nevoia de validare a celorlalți, da, să te conformezi la așteptările lor, la asta, și tot inhibi această libertate a ta de a fi așa cum vrei tu, să te simți tu în mod liber, congruent, da, privind ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci, da? Comportamentele tale. Atunci ai o conduită liberă, ai libertate, te bucuri de libertate și nu mai acumulezi presiune, nu mai acumulezi, da? Ok. Cam asta este ideea. Deci, ai nevoie de anumite conștientizări ca să păstrezi o relație funcțională cu aceste persoane care pot să fie ei mai temperamentali, adică ăsta să fie un temperament, da, al lor mai coleric, să spunem, da? Unii au temperament mai coleric, alții sunt mai liniștiți așa ca mine, mai melancolici sau, da? Dar cu toții avem momente din astea de defulare, de agresivitate, de nervozitate, de nerăbdare, de anxietate, de, da? Cu toți avem și contează ca ceilalți, cei din jur să înțeleagă și să le permită, să creează o atmosferă permisivă și să-i ajute să se descarce, da? Bun, Iisus. Deci Iisus și astfel de mentori au avut în jurul lor, au avut și hoți, au avut și tâlhari, au avut și ucigași, care în preajma lor se calmau. De ce? Pentru că, uite, mai jos acolo am pus, da?
O persoană la nivelul iubire-fericire contrabalansează energia 750.000 de oameni, așa au calculat Hawkins, da? Cercetările, deci oamenii se calmează în jurul unui astfel de om, da? Îi influențează starea la care el și faptul că el nu iese din starea aia. El rămâne în stare și el îi influențează pe ceilalți. Asta este nivelul acela de energie pe care un om îl emană de la niveluri superioare. Deci, clar, condiția necesară e tu să te păstrezi la un nivel superior când o astfel de persoană vine în contact cu tine, cu problemele lui, cu tralala. Nu te cobori la nivelul lui. Nu te cobori niciodată la nivelul lui. Atunci ești mâncat, atunci nu mai ai nicio influență, atunci suferi și tu alături de el. Acea empatie necesară, care mai mult e o compasiune aici. Iisus nu vorbește de empatie, vorbește de compasiune. De ce? Să-l înțelegi, dar nu te duce acolo. Nu te duci în iadul lui. Nu te lași dus în iadul lui. Nu te lași târât în jos. Asta vor și entitățile lui. Și, da, să te aducă pe tine de la nivelul 500, iubire, fericire, în iadul lor emoțional, acolo jos, în, la 20-30, iubire, rușine, vinovăție. Da? Nu te duci, frate, îl ridici. Da, tu îi oferi din energia ta influența ta pozitivă și ca și cum el e în groapă acolo jos, tu ești sus, da, și întinzi o mână de ajutor să îl ridici din groapă. Nu te duci în groapa lui. Nu cobori în groapa lui să suferi lângă el. El îți va cere asta. Entitățile lui, da, să spunem așa, da, demonii lui și asta, da, vor să te tragă în groapă, să te păcălească, să cobori în groapă lângă el, la nivelul lui. Nivelul ăla jos, în iadul emoțional. Tu trebuie să înțelegi asta, da? Și astea sunt conștientizări importante pe care eu insist, nu te cobori în iadul altora. Menține-te la nivelul tău cât mai superior, da? De acolo acționezi, așa cum făcea și Iisus, așa cum fac, au făcut toți marii maestri. Rămâi la nivelul tău, de acolo influențezi pe toți, 750.000 în jurul tău, da? Face sens. Tu ești un mediu vindecător. Tu, care te situezi, ești un mediu pur și simplu, ești un mediu vindecător prin ceea ce emiți, prin rezonanța ta de stare. Că tu te păstrezi la nivelul ăla 500, tu ai intrat în rezonanță cu energiile alea care există la nivelul 500 și tu vibrezi, da? În rezonanță, tu intri în vibrație, da? La fel ca și cu undele astea, cu rezonanța Schumann, da, la 7,83. Când ești relaxat, când ești într-o meditație, tu intri în rezonanță cu unda aia pe 7,83. Te păstrezi acolo, nivelul de relaxare și te încarci. Dar intri totodată în rezonanță. Corpul tău devine un sistem rezonator. Ce se întâmplă în rezonanță? Tu primești energie, vibrezi, te încarci, adică rezonezi pe acea frecvență și aia se amplifică. Deci tu devii ca un centru de emisie prin rezonanță, cuplându-te la sursă, sursa de rezonanță, unda planetară Schumann, tu devii aici o sursă de rezonanță pe 7,83 Hz, care e o frecvență vindecătoare pentru toți oamenii, da? Regeneratoare, vindecătoare, e la fel, da? Deci putem spune că această stare de iubire, fericire, de fapt are legătură chiar și cu această rezonanță pe 7,83 Hz. Te păstrezi liniștit, calm, exact în starea în care tu rezonezi. De aia ai o energie foarte mare. Pentru că te situezi în acele condiții de rezonanță în care tu devii, organismul tău devine un emițător de energie, unde pozitive, un câmp pozitiv în jurul tău. Da? Deci face sens. Din punct de vedere științific, deci vă explic din punct de vedere științific ceea ce făcea Iisus, da? Și care nu existau științe atunci să explice științific ce face el. Dar eu prin sistemul meu vă pot explica științific, da? Face sens. Această energie și de ce nu trebuie să ieși din acea stare, da? Ești pe 7,83 Hz când ești liniștit, când ești calm. În mod obișnuit, când închizi ochii, stai, nu miști deloc, nu... Da? Deci corpul e în repaus, închizi ochii și ai o stare de meditație ușoară, te gândești la ceva plăcut, automat, undele tale cranien intră pe, cam pe acolo, pe la 8 Hz. Da? E un domeniu, nu e exact 7,83 și unda Schumann fluctuează. Da? Are o fluctuație. Media este 7,83 la primul pic, primul
vârf de rezonanță, da? Deci face sens, tu trebuie să te menții aici, în starea de calm, de liniște, de asta, și tu n-are cum să te atingă, vorba aia pe tine, frecvențe din astea mult mai slabe, tu influențezi pe tot. Deci face sens, te menții acolo, de acolo, emiți de acolo, influențezi pe toți cei din jurul tău. Deci face sens, da? Da, deci din punctul ăsta de vedere poți înțelege, poți relaționa cu astfel de oameni și să-i schimbi. Ei își vor schimba, cum ar veni, își schimbă starea în prezența ta, dacă tu te poți menține acolo. Deci asta e ideea, să te menții la nivelul ăla. Nu cedezi, nu te lași influențat. Înțelegi că dacă te înjură, dacă te nu știu ce, înțelegi că n-are nicio nu-i treaba ta, nu-i problema ta și el n-are nicio treabă sau o problemă cu tine personal. El a avut un necaz, a avut problemele lui și trebuie să defuleze, are o energie negativă de defulat. Da? Tu îi oferi, s-a descărcat, e ok. Dar în general o să-ți, dacă te poți fixa acolo sus, nu se va putea manifesta acea energie negativă. Adică e ca și cum da? Intră în vibrația ta și nu poate manifesta, se calmează, se liniștește automat. Da? Deci din punctul ăsta de vedere poți să înțelegi și dacă apar manifestări și asta, bă, înseamnă că e ca un semnal de alarmă, să zicem, sau de asta, vezi că nu ești în starea 500, nu? Vezi că ăsta, uite, ce nervos e lângă tine, el n-ar putea să fie nervos, pur și simplu. N-ar putea, dacă tu ai fi în starea 500, el s-ar calma automat când ar intra în câmpul tău, s-ar liniști, vorba. Deci am zis, oameni care când sunt într-o astfel de stare, încep să cască. Când vezi oameni că cască lângă tine, sunt oameni obosiți, oameni care trag, oameni simpatic, pe fugă sau luptă, da? Și când ajung în câmpul tău și tu ești liniștit, ești calm, mai vezi cum încep să cască, să caște, da? Acest simptom de căscare este exact, îți arată acest fapt, că bang, dintr-o dată s-au liniștit în preajma ta, da? Și apucă somnul, că ei s-au obosit, de fapt, ei au fost în adrenalină, au tras, au drept, și dintr-o dată s-au relaxat, nu? Și simt oboseala aia. Da, dintr-o dată simt nevoia de... ca și cum... Ok, da, e nevoie să mă regenerez, nu? E băgat în starea. Da, și atunci unii au impresia că... fii atent că vorbesc și toți cască, eu îi plictisitor, eu nu, trebuie să-i mențin în ăsta, trebuie să vorbesc alert, trebuie să mă mișc, să bă, mă. Nu. Nu ești vindecător atunci, nu ești în starea... Nu te situezi la nivelul 500, da? Sau mai sus. Dacă te agiți, dacă vorbești, ridici vocea, alternezi vocea, da? Îi aduci în activarea simpatică de fugă sau luptă, să fie alert, să fie atent la tine, să fie în pericol, anxietate, nu? Aia e starea de trezire. Activarea simpatică, fugă sau luptă? Să ții în fugă sau luptă, de ce? Să fie atent, să fie... Îi ții în pericol, le faci rău. Asta este. Mai bine să cască și să adormă, da? Deci sunt mulți care adorm la videourile mele, da? Nu fac nicio problemă cu asta. Chiar mă pot lăuda cu asta. Asta înseamnă că i-am adus în starea de relaxare. I-am adus acolo pe 8 Hz, starea aia în care aluneci înainte de a intra în somn, de a te simți bine, de a te regenera, de a te vindeca, da? Asta este influența. Da, deci se vede rapid cine e pe anxietate, cine e pe ăsta, bang. Da, văd cum începe să cască, să caște. Bun, sper că ați înțeles ideea, trecem mai departe, o să explic mai... O să fie și un curs pe tema asta, le explicăm mai detaliat. Da, și apoi eu nu ofer libertate altora, ci permit sau nu manifestarea libertății. Persoana își oferă libertatea, eu o permit sau nu, deși... Verbele sunt considerate similare, mie îmi sună mai corect a permite. Ceea ce oferi tu ca energie, deci tu ca emițător, da? Să zic, eu sunt un emițător, nu? Eu conștientizez că sunt un emițător.
Eu m-am cuplat la sursă, la rezonanța Schumann și emit energie spre ei. Deci eu le ofer energie. Eu, avatarul meu corporal, da? Le oferă, da? Eu ca jucător, să zic, prin acest, făcând un astfel de, o astfel de metodă, de, da, folosind acest instrument, această metodă, această cale, eu ca jucător pot oferi în acest joc al vieții, uite, prin avatarul meu ofer altor jucători în jocul lor, avatarilor lor, le ofer, să zicem așa, energia asta pozitivă, da? Deci ofer. Și atunci înțeleg că este ceva ce eu dau celorlalți, da? Eu le dau posibilitatea de a fi liberi, eu le dau posibilitatea de a se manifesta liber. Eu le ofer lor condițiile necesare ca ei să-și poată manifesta libertatea lor, eliberarea lor, da? Le ofer condițiile necesare să se poată elibera. Este oferta mea personală, da? Ei acceptă sau nu asta? Ei pot să accepte condițiile mele. Eu ofer condiții. Eu ofer de condițiile necesare. Tu poți să accepți sau nu ceea ce eu îți ofer, aceste condiții. Da? Deci acum cred că este mai clar, da? Ceea ce oferi tu altora și ceea ce ei acceptă din oferta ta sau nu. Da? La fel, ei pot să-mi ofere, nu știu, alte chestii. Ei pot să-mi ofere chiar chestii negative, să spun, care lor li se par pozitive. Eu nu accept oferta lor, că îmi dau seama că mă scot din, dacă accept, da, să mă duc în groapă cu ei, da, cum mulți trag de mine. A, păi n-ai empatie, a, păi tu nu înțelegi suferința mea, a, păi nu. Da, deci ar vrea să vorbea, să cobori în groapa lor, să plângi pe umărul lor și vai ce rău îți-e, vai ce... Nu? Să rămâi în problema lor. Nu, este o greșeală. Și pentru mine, și pentru tine. Nu te ajută cu nimic, nici pe tine, nici pe mine. Ba, mă cobori și pe mine, îmi face rău. Da? Eu conștientizez că astfel îmi fac rău. Dacă accept această ofertă să vin să plâng, să stau lângă tine, să mă simt și eu ca tine. Da? Asta e empatia, nu? A, să mă simt așa rău cum te simți tu. Asta îmi dorești tu mie. Ți se pare că te ajută cu ceea să vezi că mai sufăr și eu lângă tine, nu? Da, pe unii ajută, au impresia, nu sunt singurul care suferă, nu sunt singura care suferă, uite, asta mă consolează, că uite, suferă și Cato lângă mine. L-am făcut și pe Cato să sufere lângă mine, mă simt mai bine, nu mai sufăr singur, nu mai sufăr singur, ia-i pe să mă bucur. Da, e ceva demonic, e malefic, este păcăleala, așa zis, păcăleala diavolului să ne ducă pe toți în suferință, da? Eu nu mai pun botul așa ceva, vorba aia, da? Și n-ar trebui nici tu, da? E bine să înțelegi, să conștientizezi. Una e empatia asta, să înțelegi și, da, să oferi, da, Iisus nu vorbea de empatie, vorbea de compasiune, adică înțelegerea, da? Sprijinul, ajutor și ăsta, da, de la nivelul tău. Tu rămâi la nivelul tău funcțional, nivelul ăla bun, la care ar fi bine să ridici pe cei care sunt dedesubt, care au picat în gropi. Tu trebuie să-i ridici la nivelul tău, nu să cobori tu la nivelul lor, da? E simplu așa, când înțelegi chestia asta cu energiile, cum e cuplarea, accesarea, da? Dacă n-ai înțeles, mai ascult o dată și hai ascultă materiale speciale pentru asta, da? Să înțelegi cum te poți tu păstra în fericirea ta, chiar când toți sunt nefericiți în jurul tău. Și cum tu astfel îi poți ajuta pe ei, da? Nu trebuie să te cobori tu la... Nu, să ridici pe ei. Și nu-i poți ridica decât dacă te menții ferm, ancorat, bine în starea ta de fericire. Numai așa ai puterea, vorba aia, să-i ridici pe alții, nu? Face sens, oricum o iei. Simbolic, mecanic, din punct de vedere al forțelor, mecanice, cuantice, oricum o iei, așa este, asta e adevărul, asta e realitatea, nu? Da, dragii mei. Așa, și ultima, cum îți explici că Iisus a fost batjocorit, deseori culminând cu răstignirea sa? El și-a permis libertatea de a fi el însuși cu efectele de rigoare, nu toate în favoarea sa. Așa se întâmplă cu alții, deci
deși poate că nu le-au greșit cu nimic, celor ce îi denigrează, disprețuiesc și altele în aceeași notă. Presupun că pe lângă contrabalansare se produce și efectul de respingere cu tot alaiul de manifestări negative. Da, acum să vedeți asta poza, da, cum arată aici, da, nivelul. Deci, un individ situat la nivelul 500, iubire, fericire, contrabalansează 750.000 de indivizi care se află sub nivelul 200, da? La nivelul 400, înțelegere, 400.000 de indivizi sub 200. Nivelul încredere, optimism, 90.000, da? Și mai sus, la 700, la 600 pace, poți contrabalansa 10 milioane de indivizi care se află sub 200. La 700, deja acolo e caz excepțional, da? 70 de milioane de indivizi care se află sub nivelul 200. Și mai zice Hawkins că 12 indivizi situați la nivelul 700 sunt egali cu un avatar de la nivelul 1000. Și astăzi există pe planetă doar 12 persoane care calibrează la nivelul 700. Da. Nu știu. Sper să devin eu al 13-lea, vorba chiar dacă e cu ghinion. Da? Să fiu al 13-lea avatar. Da, dragii. Da, deci asta e ideea, dacă să vedeți de pe cartea Putere versus Forță, Hawkins, vă recomand, am articole, am astea, veniți la nivelul 2, discutăm despre toate astea, să înțelegi mai bine, să-ți facă sens mai bine, înțelegi cum poți controla mai bine, da, starea ta și să înțelegi mai bine, da, aceste cei șmecherii, să spunem așa, utile, psihologice, spirituale, prin care poți să ai un control mai bun asupra relațiilor tale și asupra stării tale de bine, să te simți tu bine, să te simți fericit și să te poți păstra acolo la un nivel cât mai înalt, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, indiferent cât de nefericit sunt alții, cum au fost în pandemie, sau, da? Eu am reușit, vorba, să-mi păstrez starea fără să bag nimic în vene, să ăsta, da, și să n-am treabă cu toată nebunia altora. La fel au reușit și alții, da? Unii alții, alții s-au agitat, s-au îmbolnăvit de nervi, de frică, de a muri prin spitale, prin... Da? Cei care n-au avut control au fost jale. Toate problemele astea, toate problemele de plămâni, trebuie să știți că sunt pe frică. Frică, supraviețuire. Acolo e. Da? Și acolo au fost problemele, pe plămâni, pe, da? Această incapacitate respiratorie trala la, da? Veniți la nivelul 2 și o să înțelegeți. Problemele astea toate sunt pe bază de frică, anxietate. Cei mai anxioși, cei mai fricoși, cei mai aceia au fost cei care au cedat, da? Și așa e și în continuare, așa e și cu cancerul de plămân, așa e cu toate bolile de plămân și... Da. Puteți să vedeți și cum stați cu... La nivelul, vorba, iubire, fericire, nu te mai pot atinge. Ești din conflicte, ești eliberat, da? Ai o stare de sănătate bună, ai sistem imunitar bun, vedeți și cercetările lui Joe Dispenza, asta spune și el, științific, cu date științifice, face sens, o să vedeți, totul se leagă, da? Da, deci Iisus, să spunem așa, a fost... Bajocorit și asta a fost, nu prea s-a întâmplat în timpul vieții lui, ci numai la moartea lui. Da? Deci atunci a fost o situație puternică conflictuală. O situație la care el a contribuit. În ce sens a contribuit? Acceptând acea misiune a lui, acel destin. Da? El în mod normal putea să evite, da? Și a avut o astfel de încercare când în care a vorbit cu tatăl și cei care au citit Biblia, știți, ceilalți nu știți, el a apelat, da, de două, trei ori la tatăl să schimbe paharul, să nu știu ce, da? A spus, dacă asta e voia ta, dacă nu știu ce, eu urmez.
Dar el putea să schimbe, da? Dacă era după el, dacă era să nu urmeze profeția, el a urmat profeția așa cum era ea, da? Și a acceptat aceste manifestări. Nu el le-a atras, ele au fost programate. Și din perspectiva asta, jocului vieții, ca joc tip realitate virtuală, poți să înțelegi mult mai bine, să-ți facă sens mult mai bine, mai clar, acest program pe care l-a făcut jucătorul care l-a interpretat pe Iisus, da? Deci să înțelegi că a fost ceva programat, așa trebuia să se întâmple, ăsta era destinul personajului Iisus, da? Deci jucătorul, vorba aia, dar la un moment dat și-o dat seama, știa că poate schimba, știa că poate, da? Să iasă din bagiocură, din ură, nu știu ce, dar așa a fost profeția, da? Bun, asta e lucru fundamental, da? Să spunem, o chestie fundamentală, că el a acceptat toată chestia asta, dar putea să nu aibă loc, da? Dacă el făcea vorba aia strict după capul lui, să zicem ca jucător, nu după să urmeze destinul, profeția pentru care a intrat în jocul vieții să interpreteze pe Iisus și ăsta, da? Atunci era cumva, da? Nu se întâmpla așa. Da. Deci tocmai că nu și-a permis libertatea de a fi el însuși, cu efectele de rigoare, nu toate în favoarea sa, să știm. Deci asta este, da, nu le-a greșit, a fost un conflict politic atunci. Cei care ați citit Biblia în Noul Testament știți, cei care n-ați citit nu știți, dar puteți să recitiți, să vedeți contextul ăla politic în care Barabas, da, care promitea eliberarea cu arme, cu nu știu ce, cu ăsta, da? L-au ales pe Baraba și l-au răstignit pe Iisus, da? Dar Iisus a continuat, da, cu acea blasfemie, cum era considerat atunci, da? Că el e una cu Dumnezeu. Deci el a intrat într-un conflict puternic cu autoritățile, cu tot pe această temă. Putea să-l evite, putea să-l ăsta, dar așa a fost profeția. El a trebuit să împlinească profeția. Dar dacă nu susținea asta, dacă nu, da, putea să explice și altfel, dar și-a dat seama că așa se va împlini, susținând asta, intrând în acest conflict, acceptând manifestarea acestui conflict. Da? El știa dinainte că e atât de puternic conflictul încât ea nu vor rezista să nu-l răstignească, să nu-l ia în bagiocură, împăratul fals, împărat și nu știu ce, da? Deci a fost conștient. El a fost conștient de asta, da? Și era conștient și că poate schimba dacă nu urma profeția, da? Putea să aibă o viață liniștită și să predice până la adânci bătrâneți, da? Dar așa a fost programul de joc, da? Ok, și despre asta o să mai vorbim în alte... Cum atragem, ce atragem, da? Legea atracției și alte chestii. Da, astea-s de reținut. Este necesar să te păstrezi ferm la acel nivel. Nivelul ăla are legătură cu rezonanța Schumann, unda de 8 Hz. Atunci ai putere. Tu te încarci, emiți. Emiți energie, ești un rezonator. Și asta coincide undeva cu această stare de, zic eu, da? De... iubire, fericire, și o să discutăm și legătura între celelalte picuri. Da? Această frecvență de rezonanță Schumann are mai multe vârfuri. Primul vârf e la 7,83, după aceea sunt armonicele, da? Pe la 14 și ceva, și crezi, da? Care corespund cu alte stări. Și o să vedem aici, deja sunt lucruri de nivelul 2, de o învățătură mai superioară, mai... Da, pe care vorba aia, învățătura secretă, învățătura ocultă, învățătura ascunsă, învățătura pe care, da, nu trebuie să o știe oricine, orice imoral și ăsta care ar putea profita să facă, nu știu, arme sau să influențeze negativ pe alții, cunoscând niște lucruri astea subtile care le poți folosi în mod imoral, spre distrugere, spre, da, spre rău, spre agresiune, spre... dominare și așa mai departe. Da, dragii mei, deci pe toți cei interesați, vă invit, da, să citiți articolul și să facați și lecturarea, cei care nu aveți timp să citiți tot sau nu vă place, da, o să aveți și lecturarea video.
și pe toți cei interesați de mai mult, mai multe conștientizări necesare vouă, utile vouă, da? Să vă înțelegeți mai bine cine, ce sunteți și pe ce lume vă aflați, da? În ce lume de joc, cum e Matrix-ul ăsta, cum e cu informația, energia și, da? În acest joc tip realitate virtuală în care tu, ca jucător, ai preluat avatarul tău corporal, eu avatarul meu, eu Scato, tu ești cine ești și ne jucăm acest joc, da? Aici, în... Da, dragii mei, mulțumesc pentru atenție, da, mulțumesc, Geno, încă o dată, mulțumesc, da, cred că cel puțin așa în mare ați înțeles. Da, nu insist mai mult, o să vedeți când ghiduri, cursuri și în alte articole deja am vorbit despre asta, dar o să fie și un chiar un curs pe tema asta, da, a fericirii, a controlului și care se leagă, bineînțeles, toate se leagă de cursul de iertare, cursul de privind de recunoștința. Sunt multe lucruri, da, privind acești factori cauzali de care depinde fericirea ta. Și o să vezi că nu e așa. Se poate explica vorba aia în 2-3 cuvinte, într-o 15 minute, nu știu, dacă când e vorba să aplici, o să zic că nu poți aplica, nu. Sunt necesare o mulțime de informații, să știi cum faci, cum jonglezi. Ai nevoie de o ghidare, da, cineva care vorbea, au trecut prin asta și poate să spună, da, când intri într-un blocaj, când asta, bun, ce ar trebui să faci, cum ar trebui să faci, ce exerciții să faci, cum să le faci, da, este un efort zilnic, adică e o chestie dinamică, fericirea nu e ceva că ajungi și gata, automat toată viața, nu, e ceva dinamic, adică zilnic tu trebuie să depui un efort constant și de voință, de intenție, de atenție, să te menții acolo, da? Că există tentațiile la tot pasul, nu? Asta e tentația, nu? Tentația biblică, suntem testați, diavoli, dracii, entități, tot felul, extraterestri, tralala, da? Peste tot sunt tentații, nu? Tu trebuie să reziști, da? Se spune și în religie, sfinți, sfinți nu sunt cei care fac minuni, în primul rând, nu asta e criteriul principal. Sfinți sunt cei care au rezistat tentațiilor. Da? Deci ăsta e un lucru foarte important de conștientizat. Cei care au rezistat tentațiilor. Da? Și dar rezistând tentațiilor te poți menține la nivelul de sfințenie. Nu că ai făcut minuni. Adică omori 10 oameni sau nu știu ce și eu fac o minune, eu sunt sfânt. Nu? Cum îți discuții? Că Ștefan cel Mare, sfânt, nu știu ce. Oh, păi a ucis, nu știu cât sau... Nu? E sfânt sau nu? Depinde din ce sistem de referință ne situăm, nu? Nu ajunge că am făcut o minune, am vindecat 10 oameni sau 100 sau 1000 de oameni. Nu? Vindecări miraculoase. Aia mă face sfânt? Nu, mă face un vindecător, nu un sfânt. Sfânt este cel care se păstrează pe el sfânt, adică rezistă tentațiilor, da? Deci sunt niște lucruri, multe lucruri de conștientizat de asta și se adună așa aceste informații ca într-un puzzle și atunci dobândești. Având, nu? Informația e putere, se spune, nu? Informația este putere. Da. Ai nevoie de informații, ai nevoie de conștientizări ca să ai puterea de a manifesta la intenție, prin voința ta, da? Da, dragii mei, ok. Opresc aici, ajunge pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc, Geno, încă o dată, mulțumesc tuturor celor care sprijină, da, activitatea mea prin acest membership, da? Vă invit pe toți cei care vor, vreți mai mult, mai de nivel superior, vreți să urcați la nivelul superior, haideți la nivelul 2, într-o comunitate, da? Creată un mediu propice, un mediu chiar vindecător, un mediu în care poți avea conștientizări și eliberări, da? Să te simți mai bine, să poți să fii tu, să-ți accesezi, să-ți înțelegi mai bine sinele tău, sinea ta spirituală, legătura ta cu planurile superioare, da? Cum poți să-ți menții
vorba aia, să te vindeci, să-ți redobândești starea de sănătate, indiferent ce ai, și să-ți menții starea de sănătate, menținându-te la un nivel superior de conștiință, da? Vorbim și de piramida lui Hawkins și de tot felul, da? O să vezi că toate astea fac sens, da? Din mai multe de sisteme de referință, toate se leagă, da? Există legături pe care mulți nu le pot vedea între religie, sisteme spirituale, psihologie, științe, toate științele, chiar și ocultism, magie, toate astea, da, fac sens. Și fac sens din acest sistem de referință al meu, adică așa oarecum revoluționar, că sunt, nu știu, între primii care propun acest model, acest sistem de referință, jocul vieții ca joc de tip realitate virtuală, în care poți vedea, poți primi, poți conștientiza răspunsuri, foarte multe răspunsuri la majoritatea, cam la toate întrebările astea existențiale, da? Și, da? Și soluții la problemele astea existențiale. Da, dragii mei, este teoria unificării, ca și în teoria unificării forțelor, da? Este o teorie, un sistem în care se unifică toate sistemele. Tot ce e religie, spiritualitate, știință, ocultism, ezoterism, indiferent ce ar fi, se leagă. E teoria unificată a tuturor acestor sisteme și o să vedeți că orice informație din geneză, cum a făcut Dumnezeu lumea, cum asta toate fac sens din această perspectivă. Și cu asta închei ultimul exemplu, da? Cum a făcut, cum e descris Dumnezeu că a făcut lumea, da? Dacă citești, dacă știi Geneza, dacă nu citești, o să vezi. În fiecare zi Dumnezeu așa a zis să se facă, da? A zis, Dumnezeu a zis să se facă lumină, da? Și s-a făcut lumină. Și Dumnezeu s-a uitat și a văzut că lumina era bună, bine făcută, da? Și nu a mai dat nicio altă comandă verbală să se schimbe lumina, să fie, nu știu, soarele mai mare sau nu știu. A doua zi la fel, Dumnezeu a zis să se facă, nu, să se separă apele și nu știu ce, și s-a făcut. În fiecare zi Dumnezeu a dat comenzi vocale, verbale, și cineva le-a manifestat, le-a îndeplinit. Exact ca un, cum eu, să zicem, aș da comenzi acum la ChatGPT, la inteligența artificială, care acum s-a implementat și funcția asta de comandă vocală, să-ți recunoască, da, prin microfon, și o dau comenzi, da? Fă-mi un articol pe nu știu ce, sau fă-mi un site, sau fă-mi un joc. Fă-mi un joc al vieții. Uite, da, m-am gândit, da, eu sunt arhitectul, eu sunt creatorul. ChatGPT este cel care manifestă și după ce, da, creează jocul și inteligența artificială conduce mai departe jocul, da? Și eu dau comenzi, nu? Fă-mi lumină, nu? Am zis, să se facă lumină, da, fă-mi doi luminători și nu știu ce, fă-mi stele pe cer, pe firmament, da? Și ce GPT face? Deci o să vedeți că în Geneza acolo nu scrie că Dumnezeu a făcut, nu știu, cu mâna lui. Și nu descrie cum a făcut Dumnezeu, nu, Dumnezeu a zis și s-a făcut. Și după aceea Dumnezeu s-a uitat să vadă dacă s-a făcut bine, da? Și a fost de acord, ok. Deci ca un ITist care dă comenzi vocale, da, lucrează cu o inteligență artificială, aia creează după cum dă el comenzi. Deci face sens, da? Jocul vieții ca joc tip realitate virtuală, da? În care creatorul acestui joc a dat comenzi cum și-a imaginat el, cum a, în imaginația lui, în asta, da? Și o inteligență artificială atotștiitoare, da? Omniprezentă, omnipotentă, nu? Omniscientă, care a creat jocul și coordonează în continuare acest joc, a creat jocul, da? Și așa se explică, da? Așa e explicație pentru avatarii noștri, relația cu avatarul, noi ca jucători, cum am intrat, tra-la-la. Cum au fost creați acești avatari în joc, cu istoria lor, cu povestea lor, cu ereditatea lor și așa mai departe, da? În acest fel, toate întrebările, da? Toate aceste chestii din Biblie, din alte religii, din sisteme spirituale, ceea ce a explicat maestrii, inclusiv Iisus, învățătura lui Iisus,
toată este explicabilă, este conformă cu acest model. Da? Ok, deci hai la nivelul 2 și o să vezi că așa este, da? Nu-i nicio păcăleală sau obureală aici, da? Te poți ridica la un nivel superior de joc, înțelegând din această perspectivă modernă, da, în ziua de azi, în care avem astfel de analogii, da, cu jocul de tip realitate virtuală, poți să înțelegi mai bine cine, ce ești și pe ce fel de lume virtuală trăiești. În ce lume de joc te afli și cum poți să joci, da, să-ți fie mai bine, să te joci mai cu plăcere și, nu, să suferi mai puțin și să te bucuri mai mult, da, în jocul ăsta vieții, cam asta e ideea, da? Ok, dragii mei, și aici chiar închei. Vă doresc să aveți o zi minunată în continuare și cu cei interesați, da, ne vedem la nivelul 2. Numai bine, dragii mei! Dacă vrei să evolui spiritual și nu într-un bob andat, vino cu noi la nivelul 2.